Avem în exclusivitate, spuneam, mărturia criminalului care a ucis-o pe studenta la medicină. De asemenea, acesta le-a spus procurorilor că a avut o relație de iubire cu Andreea, doar că în ultima perioadă aceasta era mai distantă. De asemenea, ucigașul a declarat că pe 22 martie a observat că fata vorbea cu cineva la telefon, iar în momentul în care a întrebat-o cu cine discută, aceasta ar fi refuzat să-i spună. Este și momentul în care tânăra a încercat să plece din apartament, dar a fost oprită de acest tânăr. Criminalul studentei la medicină din Timișoara va fi adus în capitală pentru a fi supus unei expertize psihiatrice. Din luna octombrie am o relație de iubire cu Andreea, iar în ultima lună am simțit-o mai distantă. În data de 22 martie 2024, în timp ce ne aflam la apartamentul părinților mei, am observat că Andreea tasta pe telefon și am crezut că vorbește cu cineva. Am întrebat-o cu cine discută, iar ea a refuzat să-mi spună cu cine se conversa. Am încercat să iau telefonul din mână și ea l-a ținut strâns. Am reușit totuși să îl iau și am spus Andreei să-mi spună codul PIN. A vrut să părăsească apartamentul și am încercat să o opresc. A refuzat să mi-l dea și mi-a spus că vrea să se despartă de mine. Atunci când am auzit asta, m-am enervat foarte tare și m-am dus în bucătărie, de unde am luat două cuțite oarecare și m-am întors cu ele în dormitor. Îmi amintesc că am lovit-o de 5-6 ori.